Copiii insulinodependenți veniți să petreacă 10 zile în tabăra organizată de Lions Club Bacău Moldova au fost invitați miercuri pe pista de karting Selena. Puștii au fost așteptați aici de Doru Sechelariu. Pilotul s-a fotografiat alături de copii și i-a invitat să experimenteze emoția de a fi stăpânii bolidului. Sunt bucuros că sunt astăzi aici printre ei, între niște copii așa speciali, și că le pot împărtăși ce am învățat eu până acum și ca o distracție și că la majoritatea copiilor le place foarte mult. Și ca un început de pasiune, de hobby. Da, e bine să rămână doar la un hobby pentru că este un sport foarte dificil și periculos. Primul care a ridicat mâna a fost Darian Lăcătușu, un băiat de 6 ani, voluntar în tabăra de la Centrul Internațional de Cultură George Apostu. Cartul a fost condus de Doru Sechelariu, puștiul fiind doar copilot. Ți-a plăcut? Da. Nu ți-a fost frică? Nu. Deloc? E prima oară când mergi? Da. Și ce ai de gând? Crezi că o să-ți placă să repeți emoția asta? Da. Poate fi începutul unui hobby? Da. Ce anume ți-a plăcut? Viteza? Faptul că ești stăpân pe mașină? Viteza, întoarcerile. Asta mi-a plăcut mie. Curajul lui Darian a fost răsplătit cu aplauze de colegi și de organizatori. Al doilea pilot, amator, a fost o fetiță de 11 ani. Ștefana a strâns cu putere volanul și a încercat să învingă teama care însoțește orice debut pe pista de karting. Ți-a fost frică? Da. Și? Te-ai mai urcat odată? Nu. Nu. Nu-mi place. Atunci, cum ne-ai avut curajul să te înscrii aici a doua? Am vrut să încerc. E... cu toate că merge prea tare, dar... e frumos până la urmă, dacă te obișnuiești. Alții, în schimb, nu au simțit niciun pic de frică, fiind de-a dreptul entuziasmat de adrenalina pe care ți-o oferă viteza. E prima oară? Da. Și m-am mai super. Oară? Cu siguranță. A fost super. Și mulțumesc frumos. Copiii au admirat mașinile, le-au încercat, au ascultat explicațiile pilotului Doru Sechelariu și au urmărit cu încântare demonstrația acestuia. Pentru cei mai mulți dintre ei, prezența pe pista de karting Selena a fost o premieră. În această tabără, în afară de scopul educativ al taberei, care are este de a forma deprinderi de viață autonomă și deprinderi de viață independentă a unei persoane cu acest diagnostic, vrem să le oferim și câteva clipe de distracții, de plăcere, de pasiune, poate cine știe, se poate descoperi un talent. Și atunci încercăm mai multe variante. În zilele următoare, copiii vor vizita și alte obiective din municipiul Bacău, iar duminică vor face o excursie în stațiunea Slănic Moldova. Tabăra organizată de Lions Club se va încheia miercuri cu un spectacol pregătit de copii și o festivitate de premiere.